care scrie lucruri demne de citit, fericit este acela care face fapte demne de scris, dar mai fericit este acela care face fapte demne de scris și scrie lucruri demne de citit, spunea Plinius cel Tânăr. Și am dorit să încep acest cuvânt tocmai cu acest citat, care consider că se potrivește foarte bine celui pe care îl conducem astăzi pe ultimul drum pământesc. Preasfinția voastră Virgil, episcop de Oradea Mare, preacucernici, părinți și împreună celebranți la acest moment, excelența voastră, domnule academician Ioan Aurel Pop, rectorul magnific al Universității Babeș-Bolyai, stimate domnule primar, distinși membri ai Senatului Academic, distinși academicieni, cadre didactice, studenți, onorat auditoriu și îndurerată familie. Suntem împreună aici în foaierul Universității, profesori, studenți, cetățeni ai Alma Mater Napocensis, uniți în rugăciune pentru a participa la ultimul curs pe care distinsul profesor Nicolae Bocșan, prin forța voinței divine și a legilor firii umane, îl predă acum la această despărțire, la momentul trecerii pragului morții spre ultima naștere, spre viața veșnică. În doar câteva cuvinte, permiteți-mi să exprim sentimentul de stimă și recunoștință acum la ceasul despărțirii din partea preafericirii sale Lucian Cardinal Mureșan și a ierarhilor greco-catolici pentru contribuția pe care eruditul dascăl a adus-o afirmării și aprofundării istoriei Bisericii greco-catolice. Concret sunt trei idei pe care aș dori să le subliniez. Mai întâi, a fost unul dintre primii profesori de istorie care, după căderea comunismului, a avut curajul să propună o aprofundare sistematică a istoriei Bisericii greco-catolice, împletind armonios experiența cercetătorului pasionat de cunoaștere, cu talentul de maestru formator a numeroase generații de tineri studenți. Astfel, eminentul dascăl a reușit să transmită pasiunea cercetării și a exprimării adevărului istoric într-un mod echidistant, sine ira et studio, cum ar spune strămoșii noștri de gintă, adică indiferent de confesiune sau etnie, în traducere liberă. A reușit să deschidă o adevărată școală vie, un șantier de cercetare a istoriei Bisericii greco-catolice, care și-a arătat roadele prin valoroase lucrări științifice pe care discipolii domnului profesor le-au oferit publicului interesat. În acest fel au văzut lumina tiparului numeroase studii și monografii dedicate mitropoliților Plajului, arhiereilor sau canonicilor greco-catolici, precum și alte remarcabile studii care au evidențiat și reamintit rolul uitat, dar însemnat al Bisericii greco-catolice în dezvoltarea culturii și a societății românești. Un al doilea aspect îl reprezintă sprijinul patern competent și constant acordat cu generozitate de către domnul decan, prorector și apoi rector Nicolae Bocșan, Facultății de Teologie Greco-Catolică, din cadrul prestigioasei instituții universitare a urbei noastre. Astăzi, Universitatea Babeș-Bolyai se poate mândri că este unica universitate din țară cu 4 facultăți de teologie. În al treilea și ultimul rând, a fost un bun creștin care ne-a oferit mereu, chiar și nouă, ierarhilor, clericilor, adevărate lecții practice de umanism și ecumenism. În vremuri în care disputele interconfesionale erau destul de acerbe, a știut să-și mențină echidistanța și obiectivitatea. Putem afirma că distinsul profesor Nicolae și-a onorat vocația primită prin numele de botez ca adevărat purtător de biruință pentru popor, căutător al adevărului, al binelui și al dreptății, promovând adevăratele valori în societate și lăsând în urma sa multe daruri, multe vocații în desăvârșire, dar și multe proiecte și planuri pe care noi avem responsabilitatea să le continuăm. Un om care a dăruit nu doar ce avea, dar s-a dăruit
până la dăruirea de sine. Iată așadar lecția pe care astăzi domnul profesor Nicolae ne-a oferit-o ca adevărat spiritus rector al Școlii Universitare Clujene, deschizător de drumuri și înțelept pedagog formator, spunându-ne că măsura unei vieți bine rânduite nu stă în durata anilor, ci în dăruirea cu care s-au trăit acei ani. Ne rugăm acum celui care a spus: Eu sunt învierea și viața, Hristos Domnul, ca să-i dăruiască răsplătirea credinței și dăruirii cu viața veșnică și odihna în lumina strălucirii sale, iar familiei îndoriate adresăm un gând de consolare și încurajare. Să-i fie memoria binecuvântată și odihna în fericire înveșmântată. Amin.